După o săptămână în provincia Columbia Britanică, un grup de șoferi de camion canadieni pe distanțe lungi, supranumit Convoiul Libertății, și-a parcurs sâmbătă drumul prin țară până la Ottawa. Mii de camionagii și susținători continuă să protesteze împotriva politicilor de vaccinare ale Guvernului Federal și a altor politici COVID-19. Până la jumătatea lunii ianuarie, șoferii de camion transfrontalier din Canada erau scutiți de cerințele de vaccinare, ceea ce înseamnă că puteau conduce către SUA și înapoi fără a fi nevoie să dovedească statutul de vaccinare. După ce guvernul a instituit un mandat care a impus o carantină a șoferilor nevaccinați, mai mulți camionagii din vestul Canadei au organizat o călătorie în țară pentru a protesta la Ottawa. Miercuri, organizatorii au spus că, deși convoiul inițial a fost estimat la 1600 de camioane, acest Numărul a crescut semnificativ la 36.000 de camioane în doar câteva zile. Acum se estimează că numărul camioanelor grele care se îndreaptă spre Ottawa este mai aproape de 50.000. Cu toate acestea, până acum nu au fost raportate violențe sau arestări de către autorități, iar organizatorii convoiului au spus că mișcarea este un protest pașnic și nu tolerează niciun act de violență. Într-o declarație de vineri, organizatorii convoiului pentru libertate au îndemnat participanții să trateze toți ofițerii de poliție cu respect și să nu amenințe niciun fel.